PSD continuă la Iași procesul de reformare. În cadrul unui eveniment organizat de Organizația Municipală au fost primiți 127 de noi membri. Noii socialdemocrați provin din toate categoriile sociale, înglobând ieșeni de toate vârstele, de la tineri, studenți și până la seniori cu experiență, care apreciază măsurile și programele PSD. Filiala municipală Iași a PSD are de astăzi 127 de membri noi. Aceștia sunt tineri și vârstnici din toate straturile sociale și sunt preocupați de viitorul Iașului. O zi de sărbătoare, o zi majoră pentru noi, mai ales pentru organizația județeană, pentru organizația municipală. Mă bucur extraordinar de mult, sunt atât de mulți membri care au început să vină. Este adevărat, primăvara se face curățenie, se face primenirea organizației. Avem peste 100 de membri care astăzi vor fi primiți în organizația municipală, dintre care 63 de domnișoare, de doamne, și le rămân recunoscător. Bucur faptul că Partidul Social Democrat este partidul alături de oameni. Este un partid care are grijă de oameni și interesează ce se întâmplă. PSD își dorește să devină partidul numărul 1 în preferințele și opțiunile ieșenilor, iar pentru acest lucru socialdemocrații din municipiul Iași propun un parteneriat cu ieșenii, alături de care doresc să construiască un viitor corect și un oraș care să se dezvolte cu o viteză accelerată, nu în ritmul lent de până acum. Astăzi este o zi importantă din viața organizației PSD Iași, o zi în care, după o lungă perioadă de timp, organizația municipală a partidului nostru și-a deschis porțile și iată că astăzi reușim să primim în rândurile membrilor noștri peste 100 de persoane, oameni care provin din diverse categorii socioprofesionale, discutăm și de tineri, și de doamne, și de oameni cu experiență de viață. Avem speranța ca fiecare dintre acești noi membri care vor intra în rândul Partidului Social Democrat, își va aduce fiecare un aport consistent, astfel încât în 2024, atunci când vor avea loc alegerile, să regăsim un partid social-democrat mai puternic, un partid social-democrat mai responsabil și totodată un partid care să identifice și soluții și idei pentru toate problemele cetățenilor. Noul președinte interimar al filialei municipale și-a propus să formeze o organizație modernă. Un în care ne dorim pe de o parte să reconstruim organizația municipală și să avem o organizație modernă, o organizație care să fie ancorată în nevoile ieșenilor și care să fie alături de ieșeni și pe de altă parte să reușim să deblocăm practic Iașul, pentru că din păcate orașul nostru în ultimii ani de zile a stat mai mult pe loc decât să se dezvolte și nu putem să enumerăm, proiecte majore care să fi fost aduse către Iași. Deci, din acest punct de vedere, urmăm, să zicem, două linii, una de reconfigurare și restructurare a socialdemocrației ieșene și a doua linie, cea în care ne dorim să ne aducem aportul la dezvoltarea orașului nostru, conectând, practic, decizia politică socialdemocrată cu ieșenea. La începutul evenimentului a fost păstrat un moment de reculegere în memoria celor care și-au pierdut viața în conflictul armat din Ucraina. De asemenea, tinerii socialdemocrați au organizat o strângere de fonduri în rândul participanților pentru a ajuta cu produse alimentare refugiații care fug din calea războiului.